Primarul comunei Roseți, Nicolae Râșnoveanu, a declarat că anul 2020 a fost un an bun, dacă ar fi să judecăm după stadiul de implementare al proiectelor din lista de investiții. Cum a afectat pandemia ritmul lucrărilor, dar și despre proiectele ce vor fi implementate anul viitor, aflăm mai multe de la edilul comunei. Mai sunt câteva zile până la finele anului 2020. Dacă ar fi să caracterizați acest an, cum l-ați descrie, atât pentru dumneavoastră, cât și pentru primărie? A fost un an bun? A spus bine, calificativul este bun, zic eu. Dar nu eu sunt cel care pot să analizez faptele sau ceea ce am, realizat în anul 2020, în anul care suntem la final. Cetățeanul în comună și alți oameni care vin în localitate și văd într-adevăr că ceva s-a mișcat sau că s-au realizat parte din proiectele pe care noi le aveam de realizat. Problema se pune și acum, la ora asta, spre exemplu, sunt în execuție cu două mari proiecte. E vorba de extindere, canalizare și modernizare distribuție apă. E vorba de modernizare școli, proiectul unde se lucrează în plin, de ce să nu discut. O problemă mare este această pandemie, pentru că pur și simplu le-a stagnat. Execuția lucrurilor a stagnat-o. Totuși, s-a definitivat lucrarea de modernizare a străzii și alte lucrări mai mici pe care le-am avut de executat. Nu s-a rezolvat problema cu modernizarea iluminatului public, lucrare care mai este în discuții, adică cererea de finanțare este semnată. Suntem în fază de licitație, de achiziții și așteptăm să demarăm. Nu s-a demarat lucrările la sala de sport, unde este o treabă foarte necesară a se realiza. E un obiectiv necesar școlii, întrucât știți foarte bine, noi ne desfășurăm la ora actuală această activitate de sport, o desfășurăm într-o fostă sală de clasă. Sperăm ca prin realizarea acestui obiectiv să rezolvăm multe probleme la nivel de comuna Roseți. Mai avem depus un proiect, rețeaua de extindere, rețea de distribuție energie electrică. Știți foarte bine că avem un plan urbanistic zonal aprobat și definitivat. Suntem pe suntem în situația de a acorda deja locuri de casă tinerilor din comuna Roseți. Avem peste 30 de cereri, solicitări din partea tinerilor din Roseți pentru acea zonă. Acolo trebuie executate două artere de apă. Rețeaua, trama stradală este realizată numai pe două străzi. Ar trebui rețeaua de distribuită energie electrică și are cele trei utilități necesare vieții. Adică ar avea drum, ar avea apă și energie electrică, ceea ce își dorește orice familie. Așteptăm ca și această lucrare să fie definitivată. Mai avem un teren de mini-fotbal pe gal, depus, care și ăla este tot în fază de achiziții. Așa că în viitorul an aproape că avem de lucru non-stop. Porniți cu toate pe lângă aceste lucrări,
Problema gazelor în comuna Roseți, vedeți, proiectul este aici. El a fost discutat în Consiliu, s-au dat toate avizele ca pe 17 să fie, când de mâine, poimne, nu? Să fie deja depus la Ministerul Fondurilor Europene. Deja sunt în discuție cu un proiectant pentru grădiniță și dispensar ca să și aproape că am acoperit tot mandatul de 4 ani, dacă stau să mă gândesc. În condițiile în care toate aceste lucrări se promovează, în mandatul ăsta de 4 ani se realizează, cred că, cele mai multe lucrări decât i-am realizat dacă sunt aici în comună. Dar totul nu depinde de noi. Noi facem ceea ce trebuie să facem, dar depinde de noi, alții, etape pe care noi trebuie să le parcurgem. Asta este situația și asta ne impune programul. Că dacă stau să mă gândesc, și aici am observație de făcut, deci să mai ușurăm puțin toate etapele astea pe care trebuie să le parcurgem cu fiecare lucrare pentru promovarea fiecărui proiect la nivel de program. Să le mai mișorăm ca număr. Pentru că peste tot și mai ales cu epidemia asta sunt probleme. Sunt probleme. Văd foarte multe dosare la dumneavoastră pe birou. Cât de greu este să implementezi un proiect, să accesezi fonduri naționale, fonduri europene, birocrația? Sunt instituții care în această perioadă și-au suspendat activitatea cu publicul din cauza pandemiei. Cum vă descurcați? Eu chiar pentru proiectul ăsta cu gazele, să știți că am solicitat la Ministerul Fondurilor Europene să ne amâne măcar o lună, să prelungească programul de înregistrare, de depunerea proiectului, măcar cu o lună. Și mi s-a răspuns că nu se poate, că tot ce rămâne nedepus de acum sau se înregistrează acum și nu va câștiga, urmează următoarea etapă. Bine, eu am înțeles, e foarte bine. Lucrarea asta este extraordinară. Ce să vă spun, acel program cu problema gazelor e un program extraordinar de bun. Pentru tot. Pentru toți cetățenii este un lucru extraordinar. Anul viitor sunt convinsă că aveți foarte multe proiecte în lista de investiții. Da. Menționați-ne 3 pe care vreți neapărat să le implementați și să Neapărat sunt gazele, da, iluminatul public și distribuție rețea pentru băieții de acolo. Celelalte sunt în fază de achiziție, o vedea, poate celelalte, dar astea 3 ar fi normal să fie realizate și promovate, cele 2 proiecte, grădinița și dispensarul. Domnul primar, la nivelul comunei dumneavoastră, cât puteți realiza din bugetul propriu și cât puteți realiza din fonduri atrase? Nu aș vrea să vă răspund la această întrebare și știți de ce. Fiecare conducător de comună are secretele lui. Și nu aș vrea să credeți altceva, dar eu vă spun că am peste 4 ani de zile când Consiliul Județean pe mine nu prea m-a ajutat cu absolut nimic. Eu am căutat să promovez partea de lucrări pe Uniunea Europeană și tot ceea ce am dezvoltat în comun, aproape că nu mai proiecte pe fonduri europene. Și acum vedeți că discut canalizarea și modernizarea, e stindere, canalizare și modernizare rețea distribuției apă, e tot pe Uniunea Europeană. Eu n-a fost an în care să nu promovez un proiect pe Uniunea Europeană. Și nu proiecte mici, proiecte mari. Aș fi dorit întotdeauna ca proiectele astea guvernamentale să fie derulate prin CNI. Am mai spus-o și repet. De ce? Pentru că e mai bine așa. Noi să ne promovăm, facem ceea ce trebuie să facem din punct de vedere scriptologic
și ceea ce ni se cer, dar foarte bine ar fi ca CNI-ul să ocupe de toate investițiile din țara asta. În felul ăsta, treaba aia cu suspiciunea nu mai aplanează asupra noastră. Și cu asta se rezolvă toată treaba. Să-mi dea posibilitate, conform legislației în vigoare, cu note de comandă suplimentară, cu nota de renunțare, valoarea proiectului să rămână același în schimb. Și în felul ăsta se rezolvă foarte multe probleme în România. Altfel, asta e. Ne aflăm în prins. Uitați, pe proiectul ăsta de gaze, pur și simplu nu contribuim cu nimic. Dar, eu mi-am luat angajamentul prin această hotărâre Consiliului dată ieri, că noi vom asigura părții de cofinanțare. Vom asigura-o, pentru că așa e normal. Sunt lucrări neprevăzute pe care trebuie să le susții, n-ai ce face. Păi nu ne oprim pentru un nimic, oprim o lucrare de 400 ceva de milioane. Se poate una ca asta. Nu se poate. Ne aflăm în prin sezon rece. S-a rezolvat problema ajutoarelor de încălzire? Aveți solicitanți în comună? Am rezolvat totul. Deci la 416 s-au dat banii, au rămas ceilalți cetățeni. Dacă întotdeauna, dar întotdeauna, ne vin bani pentru încălzire, pentru cetățenii cu probleme, care fac obiectul legii, așa, ultimele 3 zile și te obligă ca în 3 zile să le dai bani. Ați înțeles? Iar o prostie mare. Asta e. Anul acesta activitatea didactică se desfășoară online. Copiii nu mai au posibilitatea să organizeze acele sărbători de moși. Asta e. Ne apropiem de sărbători. Dacă vreți să transmiteți un mesaj locuitorilor Comunei Roseți. Le urez la mulți ani, multă sănătate, să-mi fie alături în tot ceea ce doresc să fac și ei au acceptat că sunt necesar la nivel de localitate. Să fie aceiași oameni pe care îi cunosc, aceiași oameni care știu să cântărească foarte bine faptele. Încă o dată le urez la mulți ani.